Scorul partidei dintre CSM Ploiești și ACS Sepsisic Sfântul Gheorghe a fost 65-53. În runda a patra, CSM Ploiești va juca duminică 10 decembrie în deplasare cu ACS Kids Stâmpa Brașov. În competiția feminină participă 8 echipe care se vor întâlni în prima fază fiecare cu fiecare, sistem tur-retur, după care, în funcție de clasare, vor fi împerecheate 1-8, 2-7, 3-6 și 4-5 pentru a se stabili cele 4 participante la turneul final și formațiile care vor lupta pentru locurile 5-8.